Continuă tensiunile în Orient. Israelul a lansat mai multe raiduri aeriene asupra fâșiei Gaza. Cu câteva ore înainte, țara a fost lovită de peste 30 de rachete trase din Liban, un atac fără precedent în ultimii 17 ani. Cel puțin 3 explozii au fost auzite în Gaza în timpul nopții. Ulterior, armata israeliană a anunțat că efectuează lovituri aeriene asupra fâșiei Gaza. Sirenele de avertizare au răsunat atât în orașele israeliene din apropierea fâșiei Gaza, cât și la granița de nord. Instituțiile de presă palestiniene au anunțat că membrii grupului Hamas au lansat ca răspuns rachete antiaeriene asupra avioanelor operate de Israel. Autoritățile au notat că atacurile au avut mai multe ținte. 2 fabrici de armament și 2 tuneluri pe care grupul Hamas le folosește au fost vizate de atacuri. Armata Israelului a decis să desfășoare lovituri și în Liban. Decizia vine la scurt timp după ce Libanul a lansat peste 30 de rachete asupra Israelului. Autoritățile au acuzat militanții palestinieni că se află în spatele acestor atacuri, care s-au soldat cu mai multe pagube materiale și rănirea unui om în ziua Paștelui evreiesc.